Doamnelor și domnilor consilieri, ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Livești, județul Bacău, întâlnită astăzi, 29 noiembrie 2019, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 15 consilieri, dintr-un total de 15. Conform înțelegerii anterioare, această ședință ar urma să fie condusă de către doamna consilier Tăcuță Elena. Cine este pentru? Vă rog mult să... Doamna președinte, cu 15 voturi pentru, sunteți președinte de ședință. Ok. Bună ziua tuturor și țin să vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Înainte de a vă prezenta cele două proiecte de hotărâre, aș vrea să știu dacă aveți ceva de adăugat pe marginea ședinței anterioare. Da, eu aș vrea să spun un moment. Deci, în legătură cu hotărârea, ar vrea să spun aici și unul la cei care au jucat sau obținut sau nu votat. Atât. Am văzut. Nu se scrie în hotărâre, nu ești primele persoane care au fost împotrivă sau obținut. Am înțeles, dar imediat am avut. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Livez, județul Bacău, pentru anul 2019, inițiat de primar și avis din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat conform Ordonanței de Urgență 114/2018 și a bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții. Modernizare drumuri de interes comunal în Comuna Livez, județul Bacău. Inițiat de primar și avis din partea tuturor comisiilor de specialitate. Cu permisiunea dumneavoastră, al doilea punct pe ordine de zi a fost adăugat ulterior, în cursul zilei de, practic, de ieri, după amiază de astăzi. Domnul primar a inițiat aceste două puncte pe ordine de zi. Cu permisiunea doamnei președinte, o să rog să se pună la vot ordinea de zi, cele două puncte. Deci, cine este pentru? Cine este pentru? Vă mulțumim. Doamna președinte, ordinea de zi a fost adăugat 15 voturi pentru. Dacă domnul primar are ceva de... Da. Domnul Bună ziua și bine ne-am regăsit la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28, parcă, nu? 29 august 2019. Am, după cum ați văzut și dumneavoastră, invitația a fost la ora 11, iar ora s-a decalat datorită faptului că eu am avut o întâlnire, de fapt, o instruire, mai bine zis, la Curtea de Conturi și cu auditul intern. Un lucru care pentru mine a fost de bun augur. Tot timpul legile se schimb, se așa, dar noi trebuie să fim tot timpul informați și să fim la curent cu ceea ce se întâmplă în legislație. Tocmai de aceea eu am v-a rugat și dumneavoastră ați răspuns la apelul meu și am decalat câteva ore această ședință și nu face decât să vă mulțumesc. În legătură cu activitatea noastră din luna noiembrie, activitățile au decurs normal, datorită faptului că și timpul sau vremea ne-a ajutat. Am avut lucrări în desfășurare, iar lucrurile au mers foarte bine. Ieri am avut recepția la școala Poiana, un lucru care toată lumea, cu toții, îl așteptam. Lucrările și cei care au făcut parte din comisie, plus dirigenți de șantier, plus invitați specialiști care din domeniul construcțiilor au dat ok-ul. Acea lucrare a fost făcută conform și aici este un lucru care pe mine și pe dumneavoastră trebuie să ne bucure, pentru că, cum fac de fiecare dată, toate realizările astea nu vreau să mi le asum singur, dar tot ce s-a întâmplat datorită mie și dumneavoastră ca și consilier local. Sunt lucruri care sunt făcute pentru comunitate, nu sunt făcute pentru noi și de aceea noi trebuie să
avem grijă ca aici să, lucrurile să meargă normal și să meargă în folosul comunității. Ce mai aveam să vă spun? Da, ieri a trecut și prin emoții, după cum cred că toată lumea știe, a avut loc un accident care, din fericire, putem spune un accident, nu să spun din fericire, dar eu pot să vă spun că din fericire nu s-a soldat cu victime în cazul în care se putea întâmpla o catastrofă. S-a răsturnat un camion încărcat cu mușteni, chiar în zona primăriei, aici unde este stație de autobuz, unde lumea merge la centru comun, la poștă, la primărie, la poliție, pe acel trotuar. Numai o minune a făcut ca rezultatele să fie bucurătoare. Dacă spuneam, iar mă repet, nu e un lucru bucurător când folosim cuvântul accident, dar cu ajutorul Dumnezeu am scăpat fără să avem surprize neplăcute și aici mă refer la vieți omenești. Iar chestiile materiale astea se rezolvă, nu este o problemă. Când vorbim de oameni, este grav. Da, în această lună, după cum știți și dumneavoastră, că am trecut pe la primărie, ați văzut că a fost o fluctuație de lume în zonă, tot timpul aglomerat la primărie, s-au depus actele pentru încălzire. Ceea ce a făcut ca programul și activitatea primăriei să fie un pic, să zic eu, nu dereglată, dar am fost montați pentru că acele documente au un termen când se depună și personalul primăriei a încercat să facă treaba și să încadreze în timpii propuși de cei care trebuie să primească acele documente de la noi. Cam atât eu am avut să vă spun. Dacă dumneavoastră aveți sau vreți să-mi puneți întrebări, eu vă ascult. Da. Da. Mai este cineva? Aveți ceva de adăugat? Domnul Lungu? Da. Domnul primar, eu aș întreba ce se întâmplă cu casetele care ne onorează televiziunea, că sunt mai multe care nu sunt date pe internet, și nici ultima. Ce se întâmplă cu aceste casete? De ce plătim și nu beneficiem? Nu știu dacă ultima ședință m-a fost spus, nu știu dacă vreau să vorbim. Nu știu ce s-a întâmplat, am încercat să iau regulat cu domnul Ungureanu. Ia plecat de localitate, Domnul Ungureanu le oprește acolo. Eu am vorbit. Nu, lăsați un pic. Casetele nu se opresc. Ele vin în spate la fiecare ședință, e o caseta fizică. Deci caseta fizică este predată la primărie, caseta din la ședința, CD-ul din la ședința adevărată, deci eu o am în spatele la documente care... Bun, o aveți. Atunci când trebuiește publicată această casetă? Nu știu, deci ce vă spun, eu nu știu dacă a fost publicată sau nu. Am mai întâlnit chestii... Nu a fost publicată, mai mulți cetățeni am căutat-o și noi, nici un consilier care urmărim, nu am găsit. O să avem o discuție să vedem de ce s-a întâmplat. Nu este prima dată. CD-urile fizic le avem predate la fiecare, după fiecare ședință, ele sunt predate, iar acele CD-uri vor rămâne în spatele contractului, aia este justificarea sau este recepția că contractul a fost dus la deprimire. Domnul primar, populația pe drept cuvânt ne întreabă. Ce faceți? Luați banii de pomană în Consiliul Local? De ce nu publicați? Ne ia pe noi la întrebări și au dreptate. Da, ok, cum v-ați zis că să avem? Dacă, uitați, eu am spus la... Nu-ți vinovați operatorii. Operatorii, duce și eu de la șef. Bun. Și șeful îi ține sertar. Pentru ce? Acopere activitatea unui consiliu local pentru care este plătit, sunt în situația de a face proiect de hotărâri pentru rezilierea contractului cu această firmă. Domn primar, luați măsura urgent. Astăzi să se publice măcar ultima, dacă celelalte le-o ține pe acolo să joacă cu ele. Bun. Al doilea rând. Am avut alegeri, am avut comisii, treburile au mers ok, aproape la toate secțiile, cu excepția la Orșa. La Orșa, președinta comisiei a binevoit să facă rost de 20 de voturi
și să le bage la, la candidatul preferat a domniei sale. A fost prinsă de un reprezentant al comisiei, da? Rugămintea mea este următoarea. Este furt. Legea pedepsește pentru un vot. Eu n-am voie în comisia respectivă să fac un vot pentru, sau să fac un semn sau să am un însemn. N-am voie. Iar dânsa cu 20 de voturi a fost prinsă. Rugămintea mea este următoarea, domnul primar. Vom avea alegeri locale și legislative în primăvară. Această persoană să nu mai fie numită în comisie. Domnul primar, vă rog frumos, pentru că are antecedente și mai de dinainte. Are și acte false, are și curși luate de pensate, are și ouă luate de pensate. Este o persoană care nu vine nici la servici. Câte concedii pe an poate avea o persoană, domnule primar? Pe doamna respectivă nu vine zile întregi. Bacă-i bolnavă, bacă nu știu ce, dar să stea la comisie 22 de ore pentru că era plătită, îi convine și nu era bolnavă. Nu a fost nici el la servici. Am verificat și eu. Nu a fost mai înainte. De ce asta, domnule? De ce plătim persoane cu salariu întreg și cu zile nelucrate? Și al treilea punct, vă rog, pe scurt, stimați colegi, domnul primar, domnul secretar, numai mâine, nu-i poi mâine, avem, sărbătorim Ziua Națională de Întregirea României. Este o sărbătoare care, cred eu, toți acei care ne credem și suntem români, ne bucură și o sărbătorim. Și regimul comunist, Ceaușescu venea în fiecare an, venea la Mausoleu, la Mărășești, acolo au fost 22 din India, români. Au plătit cu viața Unirea. Azi Unirea nu mai este, cât încă o deprut, e altă, alt președinte. Bun. Dar ei sărbătoreau. Dar nu vorbeau un cuvânt. Cine conducea România? Ce guvern era în 1914-1918? Eu vă spun cine era și știți, dar nu se vorbește. E tacită. Era regele Ferdinand și Partidul Național Liberal, subliniez, Partidul Național Liberal o purtat 5 ani de război și l-a finanțat. Iar liberale pe vremea lui Ceaușescu, când sărbătorea victoria, erau prin pușcării. Și astăzi nu mai sunt în pușcării, că au murit și care au mai rămas în viață unul, doi în țară. Dar nu se vorbește meritul lor. Adevărul este ăsta. Am văzut pe culoarul de la școală, unde a fost secția de votare, peretele ăla împodobit cu liberali. Începând de la acuza și de mai înainte și după, nu se pomenește un cuvânt. De ce? Încă suntem roși? Păi Consiliul că roșu. S-a terminat. S-a terminat. Majoritatea PSD, domnul... Stimați colegi, nu va fi frică de amenințările făcute de vechea guvernare. Se vor mări salariile, se vor mări pensiile, alocațiile și toate astea în limita puterilor care România le are. Nu, băieți, încă nu-ți la pensie. Că nu poți da ce n-ai. Dar nici nu poți să nu încalci, nu poți să încalci o lege care e în vigoare. Deci, problema este următoarea. Suntem la capăt de drum și este un drum sigur. De data aceasta nu mai mergem spre sărăcie cum a mers cu PSD-ul. Nu! La dreapta, spre bunăstare. Aceasta este realitatea. Dumneavoastră, colegilor, nu sunteți vinovați de ce s-a întâmplat.
Că sunteți de la un partid la altul, așa vă face, nu e o problemă. Vă rog, să aveți încrederea și toți acei care să sper că această casetă se va da, toți acei care se vor uita, să aibă încredere că de acum încep lucrurile cele bune în România. Că de acum. Pentru că ați văzut dumneavoastră, imediat. Ați văzut dumneavoastră. Șeful de campanie, în mod grosolan și necivilizat, a făcut o pe candidată proastă. Foarte rău. El este o doamnă. O munce pentru cât a făcut. Nu trebuia să facă așa ceva. Feodorovici v-a spus că să vină deratizarea cât șobolan. Păi PSD-ul e din poștul din șobolan, domnilor. Bun. Eu scurtez discuția. A fost un partid nemernic. Și deja se speță. Tixit de baron. Și baronii cine sunt? Sunt cei care spunea Lenin. Să vă păzească Dumnezeu de burghezia comunistă. Ei sunt. Ei sunt. Baronii din PSD. Așa. Vă mulțumesc, domn președinte. Dragi colegi, vă urez cele bune. Și să sărbătorim duminică cu satisfacție că suntem români. Și dacă domnul primar va organiza ceva, noi răspundem. Haideți să vă răspund la câteva publicații. Da. 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 Spuneați de o, de o chestie la secția de votare în Orășa. Și mi-ați prezentat dumneavoastră aici, este un lucru foarte grav. Dacă s-a întâmplat așa ceva, dar eu cred că nu s-a confirmat, pentru că dacă la o secție de votare s-ar întâmpla aceste lucruri, acolo este de belea. Deci este penal direct. Iar procesul verbal, cel care, dacă spuneți că unul dintre membri a sesizat sau a văzut că s-a întâmplat acest lucru, trebuia specificat în procesul verbal. Deci este, sunt lucruri grave. Foarte grave. Una la mână, a doua la mână. Eu nu pot să pun președință. Primarul nu pune președință și vicepreședință, ca să ne înțelegem. Președință și vicepreședință la secțiile de votare sunt apolitici, între ghilimele, sau nu știu, dar printr-o declarație, cu propria răspundere, ei sunt apolitici, iar sunt, și sunt numiți de Bacău, de autoritatea electorală. Deci sunt trași la sorți. Primarul nu poate și nici nu are voie să ne implice în aceste lucruri, ca să le lămurim. Iar în ceea ce privește activitatea doamnei, cum, doamna Dima Rodica, luna trecută, doamna Dima Rodica are două nemotivate. Trecute în pondaș, înregistrate, deci nu glumim. Să nu credeți că ce se întâmplă aici mi-e inconvenit. Este o frână trasă administrației locale Livez, iar prin acest lucru eu am sancționat, cred că sunt primul dintre, dacă vă uitați, dacă scoatem așa și facem o retrospectivă, nu cred că o avem să pună nemotivat sau... Iar săptămâna asta, nefiind la servici, eu cred că este în concediu medical. Dacă vine concediu medical, eu nu am nicio... Dar câte medicale are domnul? Nu știu, domnul consilier. Domnul consilier, eu nu pot să... Atât timp cât un medic își pune și asumă ceea ce... Nu pot, nu vreau. Domnul primar, știm toată lumea. Te duci la un medic, te duci o ciocolată, îți dă concediu medical. Asta este realitatea. S-a văzut, s-a publicat, se cunoaște. Aceste concedii medicale, domnul primar, nu sunt legale. Dumneavoastră cu hârtie îi dați voi. Dar eu propun altceva. Concediu medical 1-2 pe an, dacă sunt prea multe, să pensionez de pe caz de boală. Da. Da. Domnul primar, la Orșa, la secție, a fost un fel următor. Noi n-am vrut să sesizăm poliția. Domnule, în calitate de creștini, am spus, știind gravitatea, așa cum a subliniat dumneavoastră, fapte, n-am vrut să sesizăm poliția, pentru că era un dosar penal.
Deci nu mai fac să vă omul. Să schimbați subiectul, că nu... Ce vorbiți, domnule? Și camerele astea registrează. Când este vorba de asta, nu mai ai... Suntem creștini, nu suntem creștini, când e fraudă electorală, de fraudă să fie. S-a prins la PGP. Hai să mai... Nu mai vine. Avem martori comisia când ea a zis așa, ia să număr eu buletinul la dumneata. Un buletin, nu deci, văd greșit. Dar persoana respectivă, hai să le număr și eu pe a dumneata și au găsit 20. Avem dovezi. Bă, nu este nimica. Înseamnă că nu s-a făcut niciun proces de urmă, nu s-a făcut nimica. Procesele verbale, procesele verbale sunt încheiate în prezență la toți membrii partidelor politice sau așa. Bun. Adică că aici nu pierd, nu am nicio reclamație. Păi nu avem, vorbim pe asta. Atât timp. Când nu a fost sesizat de membri din secția de votare, nu există această... Adică, nu e bine să vorbim de lucrurile. Dar nu știu ce zic, 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 este jandarma, acolo i-a fost... Bineînțeles. Ați spus am analizat infracțiunea, domnule Sorugiu. N-am fost oricum, dar să o spun acum. Pentru că ați fost acolo, ați fost analizat în prațiune. Nu s-a trecut în procesul verbal ca să acoperi treaba. Domnul Lombo, haideți să... Avem dovezi. Să pui punct. Avem persoane care îi dau... Ce a postat dacă le trebuia să sară și... Eu nu am cerut decât să nu mai facă parte din comisie. Eu atât am cerut. Ok. Bun, haideți să... Domnul, pot să dau și eu replică acum? Domnul Sorugiu. Domnul m-a acuzat pe mine. Domnul Lungu, nu vorbiți numai prostii. Eu nu fac parte nici dintr-o comisie. Eu sunt șeful unui partid și n-am fost nici măcar acolo, nici n-am intrat în secția aia. Deci nu acuzat de puneți într-o postură proastă când noi am mai să fură alegerile. Că nu s-a consemnat nimic. De ce mă contrazici dacă nu e doar? Domnul, eu am și o informație, nu s-a consemnat nimic. Domnul primar, vă pun într-o postură proastă. Nu s-a consemnat că s-a deci nu mai sau aberațiile astea. Deci s-o păstrăm voastră, acum nevoie s-ar face, domnul, vedeți ce ne puneți. Păi vorbim prostii, poate te viem. Păi spune că la nevies, domnul... s-ar fără alegeri. Odată ce nu este... Domnul Sorogeu. Domnule, aia de la liberal, care au fost la liberal. Domnul Sorogeu. Deci nu au făcut contestații, domnule, se cheme. Înseamnă că nu e nimică, nu? S-a trecut prin analizare și-a trecut prin analizare. Bun. Domnilor, în principiu, legea spune așa. Că nu discutăm ce... Urna se răstoarnă pe masă, comisia stă acolo la rând. Băi, e divin, se poate să vorbești tu. Președinta, numai ea, are obligație, măi, vorbim tot, are obligație să se ia fiecare vot, îl citește cu voce tare și îl arată comisiei. Nu s-a procedat așa decât la Livez, unde eu am aplicat legea. Toți o lua cu grămadă și o făcut cum o vrut. Da, da, s-a. Deci, nu s-a respectat ce spune legea. Președinta citește cu voce tare și îl dă la reprezentantul respectiv. Asta vreau să spun membrii stabiliți, relații-vă acolo. Aia vreau un membru. Păi ce membri au un PDG-ul? Înseamnă că trebuie să aveți grijă când puneți membri de aici încolo și discuțiile astea nu au loc, nu și-au sens. N-au loc, domnule, n-au sens. Că vorbim lucruri care nu sunt din vorbire. Adică toți apelați vorbim acolo. Da, haide să trecem. Noi am vrut să nu se afle. Noi am vrut, cei care am constatat, am vrut să nu se afle. Am vrut că păi nici așa nu e legal și corect. Nu se mușamalizează, lucrurile astea nu primesc mușamalizează. Eu am rugat să nu mai facă parte din comisie. Corect. N-am cerut pe n-am, n-am cerut nimic. Și nu ce. Hai să trecem. Ok. Dar ce vreau să vă spun? Văd că acuzăm oamenii consilieri, acuzăm că nu știu ce partid e cel mai rău, nu știu ce partid e cel mai bun, dar vreau să vă spun, de asta am cerut să scriu în hotărâre. Acești oameni care acuz că fac rău comunii, au votat alături de ei. Nu ne interesează. Au votat alături la proiectul ăla, au votat alături de ei. Deci n-au votat pentru centru civic, pentru au votat pentru borduri. Și spun și ne spune ei, să ridică în picioare, spun, ce răi să aia, domnule. Și au votat alături de ei. Eu nu știu, să vorbim doar dacă nu treabă, să dezinformăm cetățenii comuni. Deci doar zic, eu de cât știu la proiectul... Dar cine îi dezinformează? Dumnezeu, domnule. Mi se pare că tu. Domnul, eu te avem...
Domnul secretar, am tot tăcut. La ședința anterioară avem un proiect de hotărâre în care s-a aprobat 5 miliarde pentru cordură, în care eu m-am abținut, Costea Dan și Hârbuleanu Adrian. Ca să înțelegem care este că i-a arătăm cu degetul. Dar nu se spune. Domnul, păi, dar cum l-am spus? Dar sunt destul de clar. Am spus că cei mai rea, cei mai rea fac căia, cei mai rea fac căia, dar putem să răturnie. Adică cei mai proști, că se mai vorbește și prin secție de votare, că în Consiliul Local ar fi niște oameni care nu știu n-ar ce avea ce căuta aici, și de asta și o să nu se am considerație. Dar vă spun, nu putem să acuzăm cineva că noi votăm alături de ei. Deci, noi să facem parte din Consiliul Local și luăm hotărâri aici, venim cu proiecte și iar dacă votăm, facem parte din procedurile. Deci să vede, deci ce rămâne scris aici, aici rămâne adevărat oameni. Vorbe. Și ce-i rău în proiectul ăsta, domnul primar? Ce-i rău în proiectul ăsta? Că se modernizează centrul comunii, adică centrul primăria. Dar sau se pune pavele în curtea primăriei, ce se pune? Numai borduri? Asta e rău? Domnul, eu v-am înțeles dumneavoastră că... Nu, eu n-am opinia. Dar eu nu am dat opinia dumneavoastră. Aveți opinia? Eu am altă opinie, că sunt consilier local. Okay. Eu țin pentru ce vede din părerea asta ca dumneata. N-ai pus fundul gabion sau pe să aibă apă. Cine nu pare că apă, că nu-i rău pentru cine nu a aprobat, domnul Surugiu? Domnul Surugiu, dar ce proiecte ai, domnule? Dar n-am fost împreună la proiecte. Dar n-am fost împreună la proiectele respective. Domnule, a făcut un lucru cu tot mai eram cu tot? Domnul, nu mai tu ai simt, ca să ne înțelegi. Faci un prim proiect și pui pe ordine de zi. Deci nu mai am dat să mai... Domnul Surugiu, domnul, dacă eram în locul dumneavoastră, tăceam din gură, da? Nu începea să vă pun în gură, că faceți parte din acest partid care... Eu am fost de acord cu modernizarea... Domnul președinte, te-am acuzat ceva? Dar de ce acuzați oamenii cei mai rele? Dar nu te-a acuzat nimeni, domnule. Nu, domnule, pe mine, cred că nu m-a acuzat. Dar nu am acuzat pe nimeni. Ați acuzat un partid. Eu nu dau domnule de partid. Ai auzit ceva de mine? Care păi și atunci, de ce vorbești? Dar ce vorbești la singular? Am dat numele tău? Nu, ai zis că am votat împotriva. Ai votat împotriva. Domnule, te-am dat numele tău? Nu. Vă trebuie ce înseamnă. Nu mă bag în seamă. Ți-am dat numele tău? Ți-am dat cumva numele tău? Domnule, am dat, domnule președinte, am dat cumva un nume acestui om? Atunci ce dați voie să vorbească? Lăsați să scrie, să nu mai pulverseze. Asta să învățați. Să pulverseze oameni, să vorbească peste oameni, să spun ceea ce vor. Ies din punctul. Dar nu are loc. Nu are loc nimeni de dumneavoastră, domnul Turgiu. Domnule, m-am găsit la cuvânt, vorbesc eu, dar tu vorbești până de nu, dar nu. Deci eu n-am spus cum este bun, dar prioritar, cum nu avea altceva. Și nu mai arătați cu dețul de cineva, când l-ați votat de ce nu știu, nu știu, ce bun. Problema este că nu, acum, într-o anumită măsură, îi dau dreptate și lui domnul Surugiu și lui domnul. Ce zic? Dânsul este supărată ideea că trebuia întâi vota proiectul în sine și aprobat. Spus-o. Dar asta nu înseamnă că dacă s-a votat, nu mi-am spus și ce era asta, așa? Că am zis că nu e de niciunul. Nu e valabil, așa că domnul Buziu. Nu ai zis valabil. Nu știu să facă ceva, asta e. Acum că îi dau ceea ce trebuie să facă valori, este de acord. Dar nu arătați cu degetul că ești mai rău. Domnul Surugiu, n-a arătat nimeni cu degetul, domnul Surugiu, n-a arătat nimeni cu degetul. Proiectul respectiv care l-ați depus dumneavoastră și l-am semnat și noi, a fost respins de o majoritate. Era trecut. Dacă a venit proiectul respectiv, proiectul ăsta care este inițiat de primar sau cine mai este el inițiat, am fost și eu de acord. Dacă dumneavoastră n-a fost de acord, fiecare cu opțiunea lui. Atâta. Altceva n-am avut treabă cu niciun partid. Că dacă... Deci nu vreau să băgați în spune pe toți pe mine. Eu vă spun așa clar, eu am respins acel proiect, nu că era necesar sau m-a fi. Era necesar că n-am știut de acel proiect. Dumneavoastră ați votat un proiect care nu știți ce se face, domnule. Știți, dar cum să nu știm ce se face? Ce se face? Se face amenajarea? Unde, domnule? În primărie. Pe ce? Pe ce se face? În față, în față, supra... Nu știu, domnule, nimic, domnule. De ce nu știu nimic? Dumneavoastră am să înțeleg că ești undeva la o masă restrânsă în care vă împărțiți ceva. Dar de ce nu știi nimic? Dar nu știu. Păi așa mi-a zis primarul, din vorbe primarului. Păi nu așa merge. Păi ce ți-am zis? Stai la masă undeva unde știi pe tine. Eu nu știu ce eu am încercat să pun în Consiliul Local. Dar în Consiliul Local asta m-a supărat că nu s-a prezentat și nouă. Pentru că se prezintă, îl vedeam care-i problema, îmi doream acord. Eu cum să aprob un proiect când nu am cunoștință de el? Dumneata poți să-l aprob. Dacă atâta știți, nu-i problema mea. Ați aprobat, este democrație. Eu asta nu am specificat. Doamna președintă, și eu am fost la cuvânt. Mai rău, asta e situația, da? Atâta. Da, dacă nu vă duceți, da. Domnilor consilieri, în primul rând aș vrea să continui subiectul deschis de domnul Lungu și să afirm cu tărie încă o dată
că în repetate rânduri am cerut ca ședințe din Consiliul Local să fie date, să fie transparență totală în primărie, că de asta noi am, în Consiliul Local, de asta am suferit de ani de zile. Și pentru asta spun încă o dată, domnule primar, luați în calcul ceea ce vorbim Consiliul Local, pentru că aceste casete plătite de Consiliul Local trebuie să date către public, să le vadă oamenii. Oamenii trebuie să vadă ce se întâmplă în comuna noastră. Dacă sunt ședințe în care se discută probleme care nu convin de multe ori, noi trebuie să acceptăm la realitate. Deci ultima ședință, domnule consilier, a fost o ședință care nu a fost... Trebuia dată, domnule. Deci nu fiți întâmplat. Vă rog frumos. M-am mai sesizat și nici când am găsit, dar altfel, cum se votează proiectul la altfel, chiar dacă... Nu vreau să trăiești, domnul. Da, deci domnul de la televiziune trebuie să înțeleg un lucru. Noi plătim casele. Mai departe, altfel, o să fie un asentiment domnului Pașa și spun în felul următor. Da, am să vin cu o propunere în Consiliul Local să nu mai plătim domnule televiziunea dacă ea nu acceptă să fie dată din post. De asta suntem filmați. Să vadă lumea ce se întâmplă aici. Lucrurile s-au repetat. De asta am întâlnit discuția cu privire la subiectul care a deschis domnul consilierului. De la altă ordine de idei. Domnule primar, vreau să vă mulțumesc în numele Consiliului Local sau în numele meu prima dată, pentru că după mai bine de 10 ani de zile am reușit să facem și noi un grup sanitar la Poiana în care își desfășoară activitatea 60-70 de copii. Este un lucru foarte bun. N-am să fac discuții de altă natură. Nu mă interesează. E important că avem grup sanitar și copiii poate să meargă la baie direct din corpul școlii, lucru care a fost cerut de fiecare dată și pentru asta vă felicit. Și Consiliul Local pentru că a fost de acord cu banii care s-au alocat. Cât privește partea de alta lucru cu bordura, n-am să comentez, însă am risipit niște bani foarte ușor, fără să ținem cont de prioritățile comune. Cu banii aia putem să facem proiecte care să deservească poate mai mulți oameni, nu mai... Dar asta este treaba executivului. Oamenii au decât să tragă concluzii, să înțeleagă ce s-a întâmplat. Da. Mulțumesc pentru că m-ați felicitat cu realizarea acestei lucrări la școala Poiana. Era un lucru de strictă necesitate. Un lucru care nu mai merită, nu mai suporta amânare nici o zi. Ați văzut cum am preluat-o din vară și cu ajutorul dumneavoastră s-a rezolvat această problemă. Iar cu chestia cu incinta primăriei, iar revin și vă aduc aminte. Aici nu vine, nu stă numai prima, aici vin toți cetățenii comunei Livesc și beneficiază de aceste, cum se cheamă, de incinta primăriei, de modernizare a incintei, de fațadele la acele clădiri care erau lăsate de izbeliști. Lucrurile astea nu beneficiază numai prima, inclusiv Consiliul Local, cetățenii comunei Livesc și nu numai. Deci nu numai cetățenii comunei Livesc calcă această incintă. Într-o primărie vin oameni de peste tot. Găsim oameni de la București, găsim oameni care de la Bacău. De aici pleacă. Primăria este cartea de vizită a localității noastre. Da, vă mulțumesc. Ok. Nu se poate persoane plângând din primărie. Eu nu știu ce care e cauza. Mai sunt și probleme. Bun, haideți să... Trecem la ordinea de zi. Primul punct privind rectificarea bugetului local. Au fost trimise toate documentele de primar. Deci la primul punct ați avut documentele trimise la acasă, iar cu al doilea punct de pe ordinea de zi s-a suplimentat, vezi la îndemână documentația, v-am explicat în mare despre ce este vorba și... Comisie de specialitate. Comisia numărul 1 a desfavorată. Comisia numărul 2 favorabilă. Comisia numărul 3, domnul Lungovi, favorabilă. Deci toate comisiile cu a desfavorată. Sunt discuții, să trecem la vot. Discuții, dacă sunt. Bun, hai să trecem la... Cine este pentru? Să punem la vot. Cine este pentru? Este cineva dintre dumneavoastră împotrivă? Domnul președinte, ce face votul pentru s-a aprobat primul punct pe care zi. Ok. Trecem la al doilea proiect. Da. Privind aprobarea deviziului general, actualizat conform ordonanței de urgență. Da. Deci... Ați luat la cunoștință ce este vorba. Comisiile. Comisia 1 favorabilă. Comisia 2 favorabilă. 3 favorabil, domnul Lungu. Și Comisia 3 cu un semn mare de întrebare. E vorba de ordonanța 114 din 2008, care s-a aplicat pentru guvernul pentru
pentru anularea ei. Noi am propus aici, am votat, am semnat toți, adică am dat aviz favorabil, dar mă gândesc că dacă această ordonanță, în care, în baza căruia noi aprobăm acest proiect, este anulată sau modificată de Parlament, hotărârea noastră la acest punct rămâne nulă. Rămâne nulă. Eu las că discutim. Noi ne facem datoria deocamdată. Ăștia să fac politică. Ce trebuie? Nu știu ce trebuie. Domnul consilier, dacă nu se schimbe acum, vă rog să nu mai dați cuvântul și să mai vorbească. Da. S-a dat fiecare că vorbește și știu prea multe. De dacă se schimbe cineva să vorbească, dacă nu vorbească. Eu... Deci eu schimbe lucrul normal. Aș vrea să, vă mai aduc... Să vă mai aduc aminte eu un lucru. Deci înscriere la cuvânt, și eu cred că sunteți în asentimentul meu, se face pe o listă. Corect. Și se încheie lista. Întreabă, dacă cineva nu se mai nu mai e voie să te mai înscrii după aia, că așa vorbim 30 de ani. S-a închis lista, nu te-ai înscris, chiar dacă vrei să spui ceva, nu mai e voie. Haideți să, la următoarele ședințe, chiar poate o să începem ședința de luna viitoare, că oricum nu știu dacă o să avem atât de mult timp liber, pentru că luna viitoare o să facem bugetul pe anul viitor. E o ședință nu tocmai ușoară, o ședință... Taxele și impozite. Nu, mă scuzați. Taxele și impozite. Și acolo o să fie iar discuții și o să fie discuții constructive, să vedem că aceste taxe și impozite să fie... să avantajeze și cetățenii noștri, să nu ridicăm taxele atât de mari. O să avem discuții și înainte și sperăm că lucrurile vor fi bune. Dar totuși să avem grijă și pe chestia asta, că până la urmă face parte din o chestie disciplinară. Dom'le, ne-am înscris la cuvânt fiecare. Dar nu sunt dar o să... Nu, dar ați vorbit unul peste altul, practic. Și nici nu mi-ați dat timp să... Dacă nu am scris la cuvânt, pentru ce am vorbit cu ceală? Dacă nu am scris la cuvânt, nu pentru ei m-am dat peste ei. Da. Deci, nu e, până la urmă, domnul consilier, noi suntem învățați cu lucrurile astea, că nu acum s-a întâmplat tot timpul. Deci, aseară soția venind acasă, dintr-o mașină, mergi pe lângă asfalt. I-a aruncat în față un lichid, o usturată, o s-a spălat când a venit acasă. Sunt oameni de așa. Noi să avem alei pe stânga, pe dreapta, ca să putem circula. Să cât de deja puțin. Și ce mai nu, dumne, dar am spus la am votat. Și a fost exemplu ieri. Deci trotuarul a fost... Asta, doamna președinte, ca să putem să înțelegem cu primarul. Vreau să fac nici eu, domnule. Vedeți, dar cu ce, domn primar, faci o plăbă și eu. Haideți să trecem la... Deci trebuie să spunem la tot. Faceți o promisiune. La diverse mai sunt o fost, dar asta e. Sologiu Daniel. Am înțeles, s-a scris la promoție. Da, da, spune ce temă. Dar vreau să știu, să mai scrii ceva sau să te scrii ceva? Pe ce temă? Pe proiect, dar nu vreau ceva. Proiectul 2, da? Ok. Dar nu, da, nu. Mai este cineva? Nu, dacă era diferență, noi vorbim. Domnul Costa, știu ceva? Da, cum să nu? Păi, am venit la ședință, să plecăm. Ok, mai este cineva? Să nu vă trezi cu toți să dau inspirație. Deci, domnul Sturgiu. Da. În legătură cu acest proiect. Și domnul Costea. În legătură cu acest proiect. Nu are nicio legătură cu ordonanța care domnul mi l-am auzit. Nu avem un proiect PNDL. PNDL 1, dacă înțelege. Este făcut în timpul mandatului meu de viceprimar și a respectul fostul primar Johnny Crăciun. Să înțelegi dumneavoastră. S-a început asfaltarea încă din luna 2016, luna martie. După anul 2016, proiectul ăsta. Deci s-a început lucrările. Încă din 2015 s-a făcut toate demersurile și lucrările s-au început încă din 2016. Deja s-a asfaltat. Știți foarte bine pe ulița dumneavoastră, doamnă, s-a asfaltat o porțiune. E de atunci proiectul ăsta. Ca urmare, s-a întâmplat, nu mai are nicio să mai discutăm.
Nu este vorba de firma... De firma, firma n-a mai venit la lucru. Firma, mă rog, m-a plătit o altă firmă și nu i s-a plătit banii nici la ora actuală. Că au venit și cu asfaltare, știți că am asfaltat și în partea de drum, și la Prăjoaia, și la Scărica, și la Bălăneasă. Banii ăștia nu trezităm să vădăm noi degeaba, că nu știm ce vorbim. Așa trezităm la oameni, domnule, că au lucrat. Ce să anuleze? Păi ce să anuleze? Eu nu știu. Nu înțeleg, vedem degeaba în Consiliul Local și vorbim la televizor de mari, din, ca să înțeleg, nu știu de cine va ședin. După să facem politic în fața televizorului. Să spunem că eu nu știu ce facea. Deci nu știu să vorbească pe subiecte, pe proiecte ce e aici, de fapt. Vorbesc. Dacă nu mă au cum să mă intervin, nu știu mai că mulțumesc. Asta am spus. Ok. Uite că e dat bine acum. Păi dar nu știu. Am comentariul lui Salman. Așa ne-a cum... Nu poți să mai zic nimic. Poftie? Nu poți să mai zic nimic. De ce mai multe ori m-am extumat cu știe la lucrările începute și neterminate? Dar nu am vă frumos. Un proiect care a început în 2016 și probabil că o să termine în următorul mandat. Pentru că la noi la legea se practică chestia asta. Să începem lucrarea și terminăm 2-3 mandate. Poate, poate primarul o să mai spune că mai face ceva. Trebuie să ne dezobișnuim să mai votăm, ca să spun așa, astfel de primari care își bat joc de banii publici. Această societate care își primește dreptul acum, dreptul libănești, își primește pentru că a făcut niște lucrări. Ce s-a întâmplat? Până acum, de nu s-au terminat lucrările, asta nu ține de noi Consiliul Local. Doar ca o remarcă, așa, și ca o critică, mi-aș dori ca la nivel să vină la primul Consiliul Local iar, și la conducerea cu oameni serioși, gospodari, care să știe să cheltuiască banul în interesul oamenilor și nu pe bunul plac, așa cum s-a întâmplat până acum. Sperăm, într-un final, poate dacă nu acum, peste un următor mandat, să terminăm lucrarea asta, dacă vom continua în felul ăsta. Asta e bine așa cum îmi vedeți. Mai grav este... Vreau să aduc, să vă spun totuși că astfel de proiect, acest proiect care noi l-am început și nu mai reușim să-l mai terminăm, fac o laudă comunității. Primarul a terminat de mult. Și erau aceeași lege, aceiași oameni, aceiași doriți de a pune în practică proiectele, numai că la noi nu se poate. Că la noi așa le-am învățat noi. Să începem. Nici o lucrare de anvergură care să strige interesul oamenilor nu a fost terminată la nivel de ani de zile. Nici măcar apă. Bani foarte mulți care ne-au s-au risipit doar după cum au dorit cei care au fost la toate. Mulțumesc. Da. Doamna președinte, o secundă, vă cer scuze. Vă rugăm frumos. Deci, după... Eu vreau să ai gaz la Prăjoaia. Da, o să nu... O să discutăm. Nu dai cuvântul? Da, da. Trebuie să vă strângi la cuvânt. Doamnă! Domnul primar! Solicit domnului cu astea. Da, da, da. Nu este direct pe proiectul respectiv. Domnul, să insistați la cei împreună să meargă cu gazul în toate satele, să nu ne liberi. Ce vorbim mai am ce la cale? Ok. Ne ajute, domnule, gata! Îi dau cuvântul domnului primar, să știți. Da. Oamenii vor gata. Ajute, domnule, ne ajute ăștia. În Prăjoaia, gata, vă rog frumos. Încetați, vorbește domnul primar. Da, legătură cu afirmațiile domnului consilier Costea. Da, sunt într-adevăr probleme, sunt lucruri care încă nu au ajuns la final, cu toate că trebuiau ajuns la final, dar dumneavoastră știți foarte bine ce s-a întâmplat cu PNDL 1. S-a reziliat contractul, deci a fost oprit lucrările, firma respectivă a închis, a dat faliment, trebuia să facă niște plăți la subcontractanți, la firmele care au făcut subcontractarea. A trebuit să reziliem contractul. Asta înseamnă timp, domnul Costea. Deci procedurile astea nu sunt de o zi, două. Procedura, s-a început de procedura de licitație. Și ce înseamnă procedura de licitație? Nu îl citesc de astăzi nimeni. Trebuie făcute documentațiile venite. Bun. A câștigat o firmă care a continuat lucrările și care suntem sub contract acum cu Longanu. Iar la un anumit timp, datorită faptului că s-au decalat acele acte adiționale, la Ministerul Dezvoltării, ajungeau alte valori. Ministerul nu se aprobă dacă ai 0,00, nu știu cât, un bănuț, dacă e apărut decalat de la devizele de lucrări, îți respinge. Tocmai de aceea am trecut... Ce nu s-a întâmplat?
Bun, mă lăsați să termin. Așa. Dar dacă vreți să vorbim de proiecte începute și terminate, bine, vă spun unul din mare viteză care m-ați și lăudat. Deci vorbim de școala de la Poiana, care eu cea. Bun, ce-am preluat, am dus la capăt. Pe mandatul meu de câțiva ani, s-a dat drumul la gaze. Pe mandatul meu s-a dat. A trebuit să mergem, că doar au fost etape făcute. De ani de zile s-au dus lucrurile astea. Dar lucrarea s-a finalizat în mandatul meu. Bun. Da. Lucrarea a fost finalizată, a fost de două ori finalizată. A fost odată finalizată pe timpul lui domnul Costea, după aia finalizată pe timpul nostru în 2014-2015, iar drumul la gaze s-a dat în 2019, da? Și vă spun că a fost o muncă încă să mai tergiversa. Dar datorită faptului că am ajuns unde trebuia să ajungem și am putut debloca acea, da drumul la chei și da drumul la motorul, ceea ce înseamnă gaze la Livez. Suntem o comună de invidiat, vă spun. Ne invidiați mulți cum ați făcut, cum s-a reușit și... Deci gazul este o prioritate pentru cetățeni, ceea ce înseamnă că deja am început demersuri pentru extinderea acestei instalații, acestei rețele de gaze și pentru satele alte și pe extindere pe ulițele satelor. Am început să discut cu oamenii și să-i adun să facem cereri pentru ca să putem să facem un studiu în baza, în momentul când avem cereri de solicitare, o să vină directorul de la Târgu Mureș și am discutat cu el, să discutăm exact oportunitatea și ceea ce înseamnă extinderea de rețea. Ei m-au asigurat că o să vină cu o cotă parte, o să vină și ei cu bani, iar diferențele să vedem cum le susține din Consiliul Local. Dar asta nu o să fie o chestie, pentru că pe noi toți ne interesează de extinderea de gaze. Să vedem cum și găsim sursa de finanțare, să ducem la îndeplinire acest lucru, care este de laudă pentru noi toți. Vă spun, suntem comuna cu gaze, este singura comună la Orești, la Bacău, dar avem gaze. Nu primăria trebuie să finanțeze. Doamna președintă, doar un comentariu. Ei au primarul ca să-i primărătorul. Nu. Domnul consilier, eu n-am considerat o conflict. Vreau să vă spun că un contract cu o lucrare câștigată de licitație și nefinalizată înseamnă lipsă de seriozitate și din partea constructorului și din partea celor care au participat la toată nebunia asta și care a dus la întârzierea acestor lucrări ani de zile. Deci asta vreau să comentez. Fiindcă, prin câtă bucurie a fost la Frânjoaia când au început să toarne asta, după tanta tristare, cu oamenii și-au pierdut nădejdea că lucrarea asta va mai fi finalizată vreodată. Pentru că vă dați seama, de ani de zile, tot vă spun și prin mă întreabă, și sunt sigur și prin doamna președinte, și cu toți care sunteți aici. Când să mai termină lucrările? Unii batea și-au astupat șanturile. Pentru că așa s-a întâmplat. Bă, vă dreptate. Iar cu privire la gaze, domnul primar, vreau să vă spun ceva. Eu mi-aduc aminte bine că după atâtea și atâtea ani de discuții cu privire la gaze și cu tot felul de benețe de partea consilierului local, chiar interesat. Mi-aduc aminte, la început, domnul consilierul chiar a adunat bani de la oameni, tot în ideea de a încuraja și executivul, dar și oamenii, că gazele sunt foarte bune. Vreau să vă spun doar un singur lucru, că Comuna Livez a avut un proiect de gaze care acoperea toată suprafața comunei, exact câtă apă era ca și numai că fostul executiv a renunțat la proiectul ăla doar din dorința de a face alt proiect, poate că pentru niște comisioane și ca nu cumva să beneficieze toată lumea din Livez de gaze, beneficieze doar de centru, că aici am votat sau ceva de genul ăsta. Și ăla e legal. Deci Comuna Livez a avut un proiect de gaze care a cuprindea toată comuna. Toate s-a renunțat doar pentru că cineva a vrut să renunțe. Și asta nu putea să fie decât Johnny Crăciun și vecinul meu Dumnezeu Sărete. Ca să nu facă ce au făcut alții bun. Doar din dorința de a nu face, de a nu controla ce a fost bun. Da. Vă dau document, gaz pentru toate satele aparținătoare comunei Livez. Și în buletinul oficial publicat așa. Nu mai trebuie alt studiu și legea ultima este că aceste lucrări le face societatea respectiv, ei, nu noi, noi nu trebuie să dăm bani. Să punem la vot proiectul. Vă mulțumim că ați participat la ședință și astăzi. Vă zic bună tuturor, ședința este încheiată.